Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit cu o nouă ediție specială. O serie de analiști și juriști s-au bucurat ieri de numirea lui Mihai Poale Lungi la conducerea Curții Supreme de Justiție. E adevărat că există o uriașă așteptare, reformarea justiției. După controversatul Ion Murianu, oare putem avea încredere în Mihai Poale Lungi, ținând cont de experiențele sale și de relațiile sale? În poalele cui, de fapt, ajunge justiția? I-am invitat pentru comentarii pe juriștii Gheorghe Susarenco și Vitalie Catană și pe creștin-democratul Iurie Roșca. Bună ziua, domnilor! Bine ați venit! Mai întâi urmărim un subiect la tema emisiunii. A propune Parlamentului Republicii Moldova pe domnul Mihai Poale Lungi pentru a fi numit în funcție de președinte a Curții Supreme de Justiție. Noul candidat al CSM la șefia Curții Supreme de Justiție, Mihai Poale Lungi, a renunțat la funcția de judecător la CEDO pentru că, spune el, justiția din Republica Moldova are nevoie de schimbări. Fără nicio modestie, Poale Lungi spune că se aștepta să fie favoritul Consiliului Superior al Magistraturii. Am așteptat sau nu? Da, am așteptat. Dacă se încercă să fie ales, să spun că eu am avut o siguranță că numai decât o să fie votată în felul ăsta, nu, pentru că Consiliul Superior al Magistraturii decide și nu eu. Depunând cererea pentru a candida la funcția de președinte, desigur că am sperat să câștig. În opinia mea, președintele curții poate să schimbe situația în justiția noastră, și nu numai la curte, la Curtea Supremă, dar întregul sistem judiciar. Potrivit legislației, Parlamentul are la dispoziție 30 de zile pentru a accepta sau a vota împotriva candidaturii CSM la șefia Curții Supreme de Justiție. În 20 de ani de independență, însă, nu a existat niciun caz în care legislativul să fi respins candidatura CSM. Până atunci, Ion Murianu va asigura interimatul. El susține că timp de 4 ani cât a stat în fruntea CSJ-ului, a făcut tot ce i-a stat în puteri pentru ca Republica Moldova să aibă o justiție mai bună. Nu. Deci, eu am spus cu mai multe ocazii. Funcția de președinte este mai mult o bătaie de cap pentru acel președinte. Ținând cont de faptul că pârghii legale de a influența actul de justiție președintele nu are. Mihai Poale Lungi are 50 de ani și s-a născut în satul Corjova, raionul Criuleni. A absolvit facultatea de drept din cadrul Universității de Stat din Moldova. A deținut funcția de vicepreședinte al judecătoriei Buiucan, iar apoi a fost ales în postul de președinte la judecătoria Centru. În 1996 activa în calitate de vicepreședinte al Curții de Apel, iar în 2003 devine judecător la Curtea Supremă de Justiție. În 2008 devine judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Rândul său, Ion Murianu, a fost ales președinte al Curții Supreme de Justiție în 2007. El a devenit un personaj contradictoriu în februarie 2010, după ce i-a catalogat pe jurnaliști câini turbați și periculoși pentru societate. După ce presa a luat atitudine, peste o lună, Murianu a fost demis din funcție de către Parlament, fiind învinuit că a pierdut un număr mare de dosare la CEDO. Ulterior, Curtea Constituțională a calificat decizia ilegală, iar magistratul a fost restabilit în octombrie în 2011 în funcția de președinte interimar al CSJ. Trecem acum la comentarii. Domnule Susarenco, a făcut o promisiune, Poale Lungi. Spune că se va schimba situația în întreg sistemul judiciar. Dumneavoastră aveți aceeași așteptare de la domnul Mihai Poale Lungi? Cum să vă zic? Mai întâi aș vrea să încep cu o paranteză degajată, așa mai... Că ați spus că o mare parte din lumea juriștilor s-a bucurat de... Da, au apărut comentarii pozitive. Da. Nu, păi eu spun, știți cum la noi se spune? Sus nea ghiță, jos fănică. Ghiță jos, fănică sus. Dar dacă la serios, sigur că de mult era așteptat o schimbare în fruntea sau în funcția de președinte a Curții Supreme de Justiție, fiindcă, de ce nu, președintele Curții Supreme de Justiție este primul între egali. De fapt, au dreptate mai mult acei judecători și mai mult acei juriști care spun că președintele Curții Supreme de Justiție este o funcție mai mult organizatorică, mai mult este un manager, mai puțin de influență, fiindcă din start se presupune că președintele Curții Supreme de Justiție nu poate și nu trebuie să influențeze judecătorii. Atunci de ce s-ar fi ținut de funcție Ion Murianu atâta timp? Păi se presupunea că el influențează. Dar asta nu a fost demonstrat și nu putem să
să spunem nici aceasta, nici viceversa. Însă, pe de altă parte, președintele Curții Supreme de Justiție trebuie să fie o persoană onorabilă, trebuie să fie o persoană la care se aliniază judecătorii și prin pârghiile sale, chiar și administrative, prin pârghiile sale de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din oficiu, conform Constituției. Sigur că el poate să influențeze asupra cadrelor de justiție. Sigur că el are cu mult mai multă informație decât alte componente ale justiției despre ceea ce se întâmplă în poate schimba în sistemul, reformulează întrebarea aceeași. Poate reformula sistemul. Eu consider că este o piesă grea în sistemul judecătoresc. Or, un judecător, și să-i dăm cezarului ce al cezarului, a fost spus foarte bine că domnul Mihai Poale Lungi are o carieră de judecător de jos în sus, în ascensiune. Pe trepte, da. În ascensiune. Nu trebuie să lăsăm într-o parte nici faptul că are o practică la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, adică însuși faptul că te afli la Strasburg, la curte, deja te îți deschide ochii altfel, mai mult ca atât când ai dosare în mână. Sigur că peceata aceasta sau ștampila Curții Europene a Drepturilor Omului a pus-o în cariera domnului Mihai Poale Lungi și cred eu că aceasta este un mare plus pentru justiția Republicii Moldova. Fără, sigur, că aduce, să spunem, aplauze înainte de vreme. Dar eu îl cunosc personal, consider că totuși este o schimbare pozitivă și va influența sistemul judecătoresc, această numire. Domnule Catană, de acord aici? Ne putem bucura de această schimbare? Subscriu și aș putea să adaug că, în primul rând, e bine că s-a terminat acest interimat. În Parlament înțelegem, există și problema cu Constituție, politicienii sunt la mâna politicului, în justiție nu se cădea să avem interimat și lucrurile să stea sub semnul incertitudinii. Era și de așteptat iarăși că va fi ales domnul Poale Lungi în condițiile în care concurentul era domnul Muroianu. Ar fi fost culmea să fie reales domnul Muroianu. Și probabil tot Muroianu ar fi votat anterioare împotrivă, pentru că există un singur vot. Și e potrivită și aceasta, este de remarcat această unanimitate. În ceea ce privește șansele reformării, așa cum a spus și domnul Susarenco, președintele, prin propria lui prestanță, deja influențează lucrurile și prin faptul că, va, sper eu, nu se va lăsa implicat în complicitățile pe care noi le cunoaștem. Pentru că, sigur că pârghiile președintelui curții nu sunt chiar atât de mari, dar el devine important în momentul în care începe să funcționeze un sistem de ăsta pe care eu l-aș numi de clan, pentru că nu întotdeauna într-un sistem de ăsta nu doar președintele curții este cel care decide, el este exponentul unei grupări, așa cum cred eu că a fost și domnul Muroianu. Și cred că domnul Poale Lungi, având și acea experiență în alte spații geografice unde justiția chiar este justiție, eu cred că reflexele lui, cariera lui și, de ce nu, și autoritatea. Eu trebuie să spun că în comunitatea juriștilor el se bucură de o autoritate foarte bună. Nu am auzit juriști să vorbească ceva rău despre el și eu cred că acest lucru este o promisiune de început de cale. Pentru că reforma justiției nu se va reduce doar la prestația președintelui curții. Ați spus că în mediul juriștilor este foarte apreciat, da, domnul Poale Lungi. Vreau să vă întreb, ați citit vreodată o recomandare sau o luare de atitudine sau un tratat scris de către Mihai Poale Lungi care să fie adresat justiției moldovenești pentru a redresa situația în cazul dosarelor, nenumăratelor dosare la CEDO? Un judecător, și el este de carieră judecător, nu se remarcă prin atitudini manifestate în public. Nu cred că aș avut ocazia și nu neapărat să o publice, facă, dar cel puțin în dar mediul din, profesional. Repet, eu cunosc din referințele avocaților, colegilor juriști care au avut dosare probabil la dânsul și cunosc foarte bine. N-am auzit să se plângă de activitatea domnului Poale Lungi. Dânsul are și publicații, are și texte de referință. Nu vorbesc de plângă.
plângeri mai degrabă de felul în care ar fi acționat de acolo fiind judecător. Da? Și e vorba de o instanță internațională. Mă întreb dacă a venit în Republica Moldova vreodată cu vreo recomandare față de justiția moldovenească ca să nu calce pe greblă de 100 ori și să nu piardă guvernul Republicii Moldova 10 de milioane. El în calitatea judecător nici nu se cădea să facă acest lucru, deci el trebuie să, el este reprezentantul Moldovei, dar este, este un judecător care face parte dintr-un complet de judecată și trebuie să judece cauze și nu se poate exprima cu privire la aceste cauze. În ceea ce privește atitudinile domnului Palelungi, eu l-am auzit în diferite, să zicem, personal în întâlniri cu avocații, de exemplu, sau în mediul universitar a avut cuvântări, discuții și a spus lucruri destul de rezonabile. De aceea eu spun că mai mult decât atât nu putea face, pentru că, repet, este un judecător și nu este un politician. Deci nu trebuie să ne așteptăm la declarații mai mult decât îi permite funcția. Domnule Roșca, dumneavoastră, cum credeți? Va acționa de unul singur Palelungi? Sau dacă îmi permite să distonez puțin cu antevorbitorii mei, eu nu că am impresia, știu cu certitudine că domnul Palelungi este un om competent. Nu lipsa de competență îi se reproșează lui Palelungi. Dar, din nefericire, și acest personaj este subalternul, năimitul lui Vladimir Plahotniuc. Vedeți care e treaba? Palelungi a ajuns la CEDO fiind trimis de Plahotniuc, care a tras sforele atunci, în 2008. Nu întâmplător s-a întâmplat... Guvernul Republicii Moldova l-a numit. Guvernul, dar cine a tras sforele? Tot Plahotniuc, care stătea în coasta lui Voronin și avea grijă să își presteze serviciile de persoană de curte care își instala oamenii unde trebuia. Una la mână. Doi. Haideți să ne întrebăm, de ce un personaj aflat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unde salariile lunare, dacă nu mă înșel, sunt 15.000, cel puțin. În total vreo 19.000 de euro, plus nevasta vreo 2.000, așa, pentru cheltuieri curente. Să-și abandone? Nevasta aici a fost. Da, foarte bine. Eu zic ce prevăd de... Și a fost, de fapt, și un factor care l-a determinat. M-am ascultat cu atenție. Mă bucur că domnul Palelungi niciodată are doi avocați, din cei trei participați la emisiune. Eu spun ce știu și ce văd. Faptul că a durat interimatul ăsta la Curtea Supremă pentru Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova 2 ani și jumătate arată un singur lucru. Se băteau câteva clanuri, sau două mai precis. Clanul Filat și clanul Plahotniuc. A câștigat Plahotniuc, care l-a redus la tăcere pe Filat încă mai demult de când ăsta și-a cerut scuze pentru Păpușar. Ăsta, dacă a venit, a venit să completeze galeria de subalterni de locotenența lui Plahotniuc. L-au pus pe Pleșca la Curtea Supremă, la Curtea de Apel Chișinău, l-au pus pe Tănase la Curtea Constituțională, l-au pus pe Zubco la Procuratură și iată personajul înșurubat la Curtea Supremă de Justiție. Nu am nicio îndoială că după acest ultimă lovitură adusă justiției, în Republica Moldova justiția nu se poate reforma din interior. Justiția, noi, iată, domnul Sărencu este martor și participant activ, am avut iluzia în 2005 că promovând o reformă substanțială în justiție și dând mai multă autonomie Consiliului Superior al Magistraturii, se putea aștepta că judecătorii vor manifesta curaj, demnitate profesională, atitudine atunci când este nevoie, critică față de putere legislativă și executivă, nimic din toate acestea. Din nefericire, majoritatea personajelor care s-au oploșit în justiție sunt fie obedienți, fie corupți, fie tac și înghit și primesc simbrie modestă de la stat, uneori nu numai de la stat, fie chiar se ocupă de acte urâte de corupție. Nu mă pun, nu la îndoială faptul că domnul Palelungi va judeca toate cazurile perfect, corect și legal, cu excepția intereselor pe care le va avea Plahotniuc în justiție. Toată această caracatiță de tip mafiot, toată această împăinjenire a sistemului judecătoresc din Republica Moldova are un singur rost, apărarea business-urilor negre a lui Plahotniuc. Asta e clar ca bună ziua. Cine nu vrea să vadă treaba asta, ori se iluzionează, ori vrea să-și păstreze relațiile bune cu un demnitar atât de înalt, că fiecare dintre noi, într-un moment dat, fie ca și client, fie ca și persoană care are niște interese, poate să ajungă la Curtea Supremă de Justiție. De ce să-mi stric o relație? Poate judică unii dintre noi.
Lucrurile sunt foarte grave. Sunt convins că justiția din Republica Moldova poate fi reformată numai în stilul lui Saakashvili. Să vină cineva, să facă varianta zero, să promoveze judecători tineri și competenți, ăstora să le dea toate premiile și medaliile posibile, altfel nimic nu se va schimba. Putem să constatăm, cu ocazia numirii lui Plahotniuc, că procesul de lui Poale Lungi, că procesul de uzurpare a puterii în stat continuă foarte bine. Cu menținerea aparenților legale, încă o dată, nu pun la îndoială competența profesională, pun la îndoială independența lui în raport cu un singur personaj, Vladimir Plahotniuc. Dependența sau independența? Dependența. Dependență. Domnul Catană, de acord cu mediul juriștilor, se știe despre relația lui Poale Lungi cu Plahotniuc? Nu cunosc despre așa ceva și nu pot vorbi. Să vorbească cei care au cunoștință. Eu, în ce își privește motivația domnului Poale Lungi, am avut ocazia să am o întâlnire în cadrul, împreună cu mai mulți colegi, chiar la Strasburg, întâlnindu-le cu unii judecători de la Curtea Europeană. Și el era, dacă nu greșesc, la un an, nu mai mult după numire, și de atunci spunea că simte un disconfort acolo. Nu știu care este motivația, n-a avut să dea explicații. În orice caz, nu era una financiară sau de alt fel. Familia era, am înțeles, aici. Deci avea mai multe motive să simte. Și am înțeles că pe parcursul mandatului său, familia a fost aici. Și sigur că un om în asemenea situație simte un disconfort. Dumneavoastră ați renunțat eu, la un salariu de cel puțin 15, haideți chiar 19.000 de euro, să veniți la Chișinău aici cu bani foarte puțini să conduceți eu o instituție așa, de stat? Eu aș răspunde în felul următor. Eu, spre deosebire, domnul Poale Lungi, aș prefera Curtea Europeană. Nu știu în viața mea dacă voi avea ocazia, poate că nu oricine ajunge acolo. Și nu neapărat din cauza că bine remarcat, nu, nu oricine ajunge adecvată. Acolo. Cum ar fi dar, ajuns acolo? Pentru că domnul Roșca spune că Plahotniuc... Nu știu, repet, iarăși nu cunosc, dar eu, că m-ați întrebat ce aș fi preferat. Eu aș fi preferat tot mai mult, să zic așa, din cauza prestigiului profesional, pentru că să fii judecător la CEDO este o încununare a unei cariere juridice de succes. Dar și e neprestigios motiv, să fii președinte al Curții Supreme de Justiție? Și asta este o provocare, pentru că în această calitate, așa cum am spus, poți face multe, dar nu toate, pentru că, ca să continui gândul domnului Roșca în alt sens, este adevărat că nu doar președintele Curții Constituționale trebuie să contribuie și nu atât prin prestația sa este decisiv reforma. Curții Constituționale, Curții Supreme de Justiție. Da, scuze, că tot vorbim numai despre Constituție și Curtea Constituțională. Eu cred, oricum, lucrurile trebuie rezolvate la nivel de Parlament prin schimbarea legislației și eu, cu alte ocazii, am explicat unele măsuri care ar putea fi luate imediat. De exemplu, asigurarea condițiilor adecvate pentru instanțele de judecată și atât domnul Șuferencu poate confirma că condițiile în care se efectuează justiția sunt improprii, inclusiv salariile judecătorilor. După asta ar trebui și niște criterii de performanță de elaborat în ceea ce privește prestația judecătorilor și monitorizarea acestei prestații și sigur că o mică curățenie în cadrul corpului judecătoresc. Deci, din start sunt lucruri care țin nu atât de activitatea președintelui Curții, cât de legislație și care trebuie adoptată în Parlament. Am să citez în continuare dintr-un comentariu semnat de bloggerul Alex Kozer. Poale Lungi a fost un favorit al fostei guvernări comuniste, pe perioada căreia sistemul judiciar moldovenesc a fost adus în cel mai de jos punct posibil. Iar indivizi ca Plahotniuc, spune Kozer, au acumulat miliarde din cauza justiției corupte. Poale Lungi a fost judecătorul care l-a achitat pe Plahotniuc în dosare pe care acesta le avea la sfârșitul anilor 90. Putem lăsa doar pe seama coincidenței faptul că apogeul influenței lui Plahotniuc a fost atins prin anul 2008, când Poale Lungi a fost propus judecător la CEDO. Domnul Roșca, dumneavoastră de unde cunoașteți informații despre relațiile lui Poale Lungi cu Plahotniuc? Eu, în general, sunt o persoană bine informată și înțeleg foarte bine că prin afirmațiile pe care le fac urmează să ne meresc pe mâna justiției lor. Și acum mă juc de pildă cu Pleșca de la Curtea de Apel. Da? Nu poți proba relațiile de transmitere a unor bani dintr-un buzunar în altul, dar se vede cu ochiul liber, că toate aceste mișcări se fac în interesul acestei caracațe de tip mafiot.
Este extrem de periculos ce se întâmplă în justiția din Republica Moldova. Nu contează retoricile pro-europene sau simularea corectitudinei procedurilor. Cine poate răspunde la întrebarea de ce interimatul la Curtea Supremă de Justiție a durat 2 ani de zile și ceva? Cine poate răspunde? Dea un răspuns onorabil. Ce legislație nu ajungea acolo? Ce erau calici ăștia închiși, sechestrați? De ce nu s-a ales până acum președintele Curții? A fost greu câte de convins negoci... poale lungi? Nu, poale lungi era totdeauna gata să își servească stăpânul. Atunci de ce 2 ani a durat acest lucru? Pentru că trebuia să se tranșeze relația între Filat și Plahotniuc, ca să se obțină majoritatea necesară. Bineînțeles că și Mihai Ghimpo are acolo un cuvânt mai mic de spus. Este absolut clar că nu există un Consiliu Superior al Magistraturii, așa cum ne-ar plăcea nouă, independent, care să efectueze autoadministrarea puterii judecătorești în Republica Moldova, ci și această instituție, din păcate, a devenit o anexă a grupurilor care conduc astăzi Republica Moldova, din funcțiile înalte pe care le ocupă. Nimic din tot ce am sperat noi de reformarea justiției nu s-a întâmplat. Cine dintre cei de față, am alături de mine doi juriști eminenți ai Republicii Moldova, poate să dea răspuns credibil și onorabil. De ce, de pildă, statutul Procuraturii Generale nu a fost atins în 2 ani și jumătate de guvernare democratică? Măcar să văd un proiect de lege propus de guvern, propus de un deputat, propus de un grup de deputați de modificarea Constituției și a legii privind la procuratură. Nimic. Totul este doar adaptarea cadrului legislativ și promovarea oamenilor comozi în funcțiile cheie pentru a proteja business-urile celor care controlează. Astăzi, Republica Moldova. Reforma justiției este de fapt acel scop către care se tinde sau este pur și simplu o vorbă lăsată în vânt? Nici măcar la nivel de acte legislative adoptate formal și declarativ nu putem să spunem că s-a înregistrat vreo reformă în ultimii 2 ani și jumătate. Și totuși, nici măcar desemnarea lui Poale Lungi și aprobarea acestuia de către Parlament în maximum o lună ar putea să ne dea puțin o speranță? Eu cred că este o nouă lovitură împotriva independenței justiției din Republica Moldova. Încă o dată, găinarii, cei care vor ajunge pe mâna judecătorilor pentru fapte absolut insignifiante, n-au de ce să se teamă. Trebuie să se teamă cei care se opun politic actualului regim criminal și oligarhic și trebuie să se teamă acei businessmeni care vor sta în calea lui Plahotniuc sau Filat. Domnule Susarenco, dumneavoastră la fel admiteți că acum conducerea Curții Supreme de Justiție este rezultatul partajării instituțiilor de către liderii Alianței? Da, a fost un zvon în țară cu părere de rău că s-a partajat și această funcție care de fapt nu face față... Nu, a fost un zvon, a fost confirmat de către Mihai Ghimpu. Păi eu sunt idealist și cred eu că ei nu au vorbit serios atunci, pentru că dacă este serios atunci este foarte grav. Și eu îi subscriu sub cele spuse de domnul Roșca. Este foarte grav să pui la cheremul forțelor politice justiția. Dar dacă este așa cum spune domnul Roșca, să vedem ce va spune Alianța. Ori dacă este așa și Alianța va confirma și este cu adevărat ce spune domnul Roșca... De ce să confirme că... dacă asta se vede cu ochii deschiși? Nu. Vorbesc despre numirea, fiindcă noi tot vorbim despre că domnul președinte Poale Lungi a fost ales. Nu a fost ales, el a fost propus. Da. Parlamentul. Parlamentul nu confirmă. Parlamentul alege președinte la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. El nu mai a fost propus. Și dar Parlamentul poate refuza? Poate refuza Parlamentul? Sigur că da. De câte ori? Păi de câte ori? De câte ori este o lege care am făcut-o noi cu domnul Roșca, o singură dată poate. Același candidat. Da. Dar nu despre asta este vorba, de procedură. Este vorba în cazul în care este cu adevărat așa și în cazul în care se aud voci care confirmă și nu numai astăzi în studio, dar ați citit și de pe unele surse electronice. Și nu este unica, am să citesc atunci, și din altele. Nu, atunci Comisia Juridică pentru numiri și imunitățile Parlamentului prin care va trece candidatura domnului Poale Lungi, trebuie cu toată să spun așa, am anunțit sau cu toată ardoarea să verifice aceste fapte. Comisia juridică este alcătuită din toate forțele politice care sunt prezente în Parlament. Noi nu trebuie chiar așa să fim, mai mult sau mai puțin să fim obiectivi. Acolo sunt reprezentanții Alianței, sigur că ei, posibil că nu mai cunosc că constituie majoritatea, și sunt și reprezentanții opoziției. Această numire în funcție de președinte a Curții Supreme de Justiție se face în mod public, cu avizul comisiilor respective și cu votul majorității parlamentare. Domnule Susarenco, da. Simplificăm pentru cei care vor să ne audă. Deci, eu nu sunt juridică... avocatul domnului Poale Lungi, dar în cazul în care
îngustăm problema și spunem că el este mâna lui Plahotniuc, cu toate că Plahotniuc nu-i, nu-i frate cu tatăl meu, ca să-l apăr, nici nu cunosc și nici n-am treabă cu el. În cazul ăsta, dacă îl votează alianța, înseamnă că toată alianța sub papucul lui Plahotniuc. Mai sunt comuniști acolo în comisie. Sigur că sunt. Dar pe vremea comuniștilor, Poale Lunge a ajuns la CEDO. Păi ce înseamnă pe vremea comuniștilor? La CEDO să alege o candidatură de către guvern, se propune din câteva care sunt, care candidează la această funcție. Uh-huh. Păi pe vremea comuniștilor, eu știu... Ce înseamnă pe vreme? Eu merg de la aceea, nu știu, este el al comuniștilor, este el al Plahotniuc, este el la cui. Eu tot timpul am fost de părerea că judecătorul trebuie să fie în afara forțelor poliției. Și dacă parlamentul, eu personal am venit în politică datorită comuniștilor și cu mângâierea domnului Roșca. Pentru că ei m-au împins în politică. Judecătorul nu trebuie să fie în politică. Atunci, dacă îmi permiteți să vă rog, domnul Catan. Chiar și domnul Sărencu cunoaște și, nu știu, poate va confirma, totuși juriștii noi comunicăm și cunoaștem cam ce se întâmplă în sistemul judecătoresc. Și așa cum a spus domnul Sărencu, domnul Poale Lunge este un judecător care a trecut toate treptele justiției și nu este un om întâmplător acolo. Eu, din câte cunosc, el nu a făcut carieră atât datorită comuniștilor, așa cum se unii vor să afirme, cât poate în pofida, pentru că el a avut și o susținere a unor cercuri, consider eu, sănătoase în cadrul justiției și a fost susținut. Cercurile... Iar faptul că a ajuns la CEDO, știți, uneori la CEDO poți să ajungi, poate pentru că unii vor să scape de tine și ca să nu îl ai în sistem, mai bine îl trimiți acolo ca să nu încurce. De aceea lucrurile astea trebuie tratate așa mai cu multă atenție și deferență. Eu repet, domnul Poale Lunge și-a meritat cariera și chiar nu și-a făcut cariera datorită comuniștilor. El a avut era atunci, la Curtea de Apel cui? Încă înainte datorită de a veni cui? Pentru că în Moldova se obișnuiește să ai pe cineva în spate, să te împingă cineva, să te ajute cineva, să te susțină cineva, nu poți să ajungi în atât de sus. În corpului judecătoresc să știți că se formează și acolo niște cercuri, juriști, mai mulți sunt implicații mai profunde și uneori ele funcționează. Deci există o anumită solidaritate între anumiți judecători, se susțin, se ajută și eu cred că domnul Poale Lunge este emanația acestor cercuri. De acum încolo ce va fi, nu bag mâna în foc. Nici măcar nu credeți că Plahotniucul ar fi împins acolo. Să vă deschid o paranteză, care poate nici nu-i fac un bine domnului Poale Lunge. Dar eu vă spun cine a fost învățătorul și susținătorul domnului Poale Lunge. Susținătorul în cariera sa, susținătorul sigur că nu prin tragere de sfori, dar la toate etapele, după cât cunosc eu, poate că nu fac bine ceea ce spun, dar asta este destul de normal și o știe toată lumea din sistemul judecătoresc. A fost domnul Panțeru, care l-a luat ca judecător întâi la sectorul Boiucani și apoi prin... El nu putea să-l susțină, că de mult nu e în țară și nu a fost. El a fost un învățător. Și eu consider că a făcut-o bine și eu consider că toți dintre noi am avut un învățător în profesie care am promovat-o. Și eu am avut un învățător, Dumnezeu să-l odihnească, Barbalat, care m-a susținut moral, să-i spunem așa. Poate și printr-o, să-i spunem așa, printr-o recomandare, nu știu. Dar noi toți și foarte bine că am avut niște susținători. Și aici îl dau exemplu și domnul Roșca. El m-a susținut atunci când și m-a invitat în politică. De ce să nu recunosc? Cu toate divergențele pe care le-am avut pe parcurs. Toți noi trebuie să ne susțină cineva. De aceea noi foarte simplist odată vedem lucrurile. Aha, de cui e asta? Da, așa întrebăm. De cui e asta? Păi asta e cu părere de rău realitatea noastră. Sigur că eu nu exclud ceea ce spune domnul Roșca, fiindcă nu cunosc. Dar vorbind la general... Și nici măcar n-ați auzit niciodată. Nu, de păi atâția, pe mine mă interesează cine cu cine. Asta e mai mult, sigur că pe e mai mult... Pe noi ne interesează. Ce fel de oameni ajung la jurnaliștilor, de stat? Mai mult interesul politicienilor. Lucrurile dar de ce sunt simple, se ia și se analizează prestația de până în prezent a domnului Poale Lunge și vedem cum este. Asta e un lucru, cred că, la vedere. Și comisia poate să o facă, așa cum a spus domnul Sarencu. După asta, ce se va întâmpla, rămâne noi să monitorizăm și să comentăm. Îmi permite să adaug ceva la situația pe care o discutăm noi. Bietul Buruianu a fost bătut cu mâinile, cu picioarele, scuipat, călcat, cum vreți, cu trenul și așa mai departe.
Care a fost motivația acestei retorici și acestei agresivități împotriva lui Muruianu? Eu nu îi țin apărare. Era comunist. O secundă. Pentru că era exponentul Partidului Comuniștilor care a guvernat până în 2009 Republica Moldova. Pe fraților, ce-i cu tratamentul ăsta diferențiat? Dar Mihai Polelunge a fost promovat de guvernul comunist Tarlev la CEDO. Prin urmare, și el în accepția celor din vârfurile actualei puteri este exponentul comuniștilor. De ce atunci un om care a servit sau care a fost promovat sub comuniști este tratat cu dispreț și înlăturat din funcție, iar altul este promovat? Care este explicația? Profesionalismul? Păi cine dintre cei care reprezintă actuala putere crede că domnul prim-ministru Tarlev lua decizii de capul lui? Voronin. Bineînțeles. Că Polelunge a ajuns la CEDO doar pentru calitățile lui profesionale. Fraților, păi haideți să nu ne contrazicem. Dacă mergem pe retorica și logica actualei guvernări, eu trebuie să mă întreb, de ce Muruianu este un personaj negativ, iar Polelunge este un personaj pozitiv? Unde este ascuns misterul acestui tratament diferențiat? Eu, de pildă, toată viața sunt scuipat pentru faptul că am avut niște inițiative în 2005, alături de Filat și tot ceilalți, de a vota pentru Voronin. Dom'le, unii sunt personaje pozitive, alții negativi. Nu merge treaba asta. Haideți să fim corecți și echidistanță în abordările noastre. Una la mână. Doi. Încă o dată spun, nu pun la îndoială faptul că omul ăsta cunoaște foarte bine procedurile. Însă, maniera în care a fost promovat, anume acum, nu cădă de bănuit, confirmă faptul că s-a încheiat lanțul uzurpării puterii de stat în Republica Moldova. Pe mine mă interesează foarte mult asta. Pe mine mă interesează nu doar condițiile de muncă a judecătorilor, care sunt mizerabile în cele mai multe locuri, dar ați auzit vreodată să se revolte judecătorii? Ați auzit vreodată ca o adunare generală a judecătorilor să facă o petiție zgomotoasă Guvernului, Parlamentului Republicii Moldova să-și ceară drepturile? Domnilor, nu avem sedii, nu avem... Eu am fost de câteva ori la Consiliul Superior al Magistraturii, în postura mea de vicepreședinte a Parlamentului. Fraților, spuneți ce vreți, de ce nu pledați? Avem nevoie de bani, avem nevoie de autonomie financiară, avem nevoie de sedii. Scriu niște scări pe care nu le aude și nu le vede nimeni și, Doamne, crește să intre în contradicție cu cei care dețin puterea politică. De unde vreți ca ei să-și poată promova oamenii de elită în vârful ierarhiei puterii judecătorești dacă stau tot timpul încovoiați în fața puterii politice? Nu de astăzi și nu de ieri. Nu vreau să generalizez, dar n-am văzut ca această breaslă să se manifeste ca o corporație în sensul bun al cuvântului, care își apără prestigiul profesional și care știe să pledeze propria cauză. Ați văzut măcar vreo inițiativă legislativă care să fie orientată spre consolidarea independenței puterii judecătorești? Niciodată. Sau când puterea politică agresa independența puterii judecătorești, de când era Gheorghe Sorencu președinte sau președinte executiv în fruntea Asociației Judecătorilor, 94, nu că dânsul este de față, 94 dacă nu mă înșel, și făcea declarații împotriva guvernului Sanghelie, n-am mai auzit un lider al judecătorilor, o persoană reprezentativă care să intre în dezacord cu cei care conduc guvernul sau conduc Republica Moldova în ansamblu. Nu pentru că ele trebuie să se certe aceste puteri. Noi știm, sunt separate și cooperează, așa spune, conlucrează, spune Constituția. Și totuși, nu putem să ne remarcăm că, din păcate, cei care ajung în vârful ierarhiei acestei puteri judecătorești sunt obedienți și fac slujbă în fața puterii politice. Asta este situația. Dar la ce ar fi folosit Polelunge lui Plahotniuc? Păi cum la ce? La rezolvarea în interesele lui Plahotniuc a tuturor litigiilor cu caracter economic. Nu? Asta este interesul lui. Și ați văzut cazul Sergiu Mocanu? Cât de bine i-a servit justiția lui Plahotniuc? Pac și i-a sequestrat omului mașina, pac și i-a sequestrat omului apartamentul. A încercat Sergiu Mocanu cu antimafia să facă un meeting în fața hotelului Codru. Gata, judecătoria interzice contrar normelor legale din Republica Moldova. E bine că ați adus aminte de Sergiu Mocanu pentru că avem a și o declarație a ministerii antimafie. A venit vorba, dar iată poftim independența puterii judecătorești. Unde e vocea Consiliului Superior al Magistraturii care să-l cheme de urechi pe judecătorul respectiv? Spune, domnule, stai puțin, cum e minți mata o hotărâre de interzicere a unui întâlniri publice când legea nu-ți permite așa ceva? Care sunt măsurile disciplinare luate de către ăștia? Exact. Vreau să citesc din declarația lui Sergiu Mocanu, liderul mișcării antimafie, care a criticat desemnarea lui Polelunge la CSJ. Candidatul la președinția CSJ are poale mai lungi decât cred cei care așteaptă reforme în justiție. După numirile de la Procuratura Generală și Curtea de Apel, unde muncesc cu abnegație pentru prosperarea mafiei Valeriu Zupco și Ion Pleșca, scrie Sergiu Mocanu, Mihai Polelunge încununează opera de subordonare a justiției unui singur om, mafiotului Vlad Plahotniuc, aducându-i acestuia în colecție ultimul și cel mai important trofeu instituțional. Continuă Sergiu Mocanu, astfel Vlad Plahotniuc a mai obținut o victorie în fața societății moldovenești, reușind să înlocuiască un bun executant al ordinelor sale, cum a fost Ion Muruianu.
Cu un bun și credibil executant proaspăt, Pogorât îngerește, între ghilimele, pe pământul păcătos, din nou între ghilimele, ale Republicii Moldova, din înălțimile sacre ale CEDO. Este citat din declarația Mișcării Antimafie. De acord aici, domnul Catană? În ce privește CEDO, să știți că și la CEDO am spus că nu se ajunge chiar atât de simplu, pentru că înainte de a fi numit un judecător, se dau niște semnale, se poartă niște discuții și sigur că și cei de la CEDO, își înainte de a veni o persoană acolo dintr-un stat, își exprimă atitudinea față de persoana respectivă. De aceea, cred că în momentul în care a ajuns domnul Poalungi acolo, el a și fost acceptat. Eu nu cred că chiar comuniștii, așa cum ei s-au comportat față de justiție, și-ar fi permis în acel moment să vină cu o altă persoană, pentru că dacă nu au cu o persoană compromisă, clar, ar fi fost revizat și ar fi fost o rușine pentru Republica Moldova, mai ales că nici nu avea sens, pentru că acolo... S-au propus trei candidaturi, asta e procedura. Păi că au fost discuții. Apropo, nici dumneavoastră nu mă întrebeți. Mai ales că acolo, bine, ajunge un judecător moldovean acolo și face ce îi se spune de la Chișinău, dar acolo decide un complet de judecată care este foarte numeros și oricum nu mai contează. Pentru că dar de ce atât de multe dosare sunt... a pierdut Moldova la CEDO? Păi pentru că a meritat să le piardă și domnul Poalungi chiar nu avea acolo niciun rol să decide el acest lucru. Oare? Nu poate totuși influența. Este reprezentantul nici vorbă noastre. De influență acolo și nici vorbă ca el să... El este judecător și trebuie să judece conform legii. Păi dacă vin... El nu apără interesele statului moldovenesc acolo. El apără drepturile omului. Și dacă un cetățean al Republicii Moldova s-a întâmplat să-i se încalce drepturile în Republica Moldova, înseamnă că trebuie să-i se dea satisfacție. Și domnul Poalungi nu apără interesele statului acolo. Dar e vorba de pierderi enorme din bugetul țării noastre pentru aceste dosare. Dacă statul nu asigură condițiile unei justiții adecvate, să piardă, iar cetățenii care aleg acei parlamentari care fac legi să plătească dacă nu aleg pe alții mai buni care să facă legi mai bune. Asta este logică. Alexandru Tănase, apropo, pe vremea când era ministru al justiției, îl susținea pe Poalungi și spunea că anume el trebuie să vină la conducerea CSJ-ului. Am să citesc din declarația făcută anterior de Tănase. Mihai Poalungi este o persoană competentă, cu o reputație profesională impecabilă și este cea mai bună soluție. Domnul Roșca, este cea mai bună soluție pentru CSJ? Pentru clanul din care face parte și Alexandru Tănase, bineînțeles, pentru că este cea mai bună soluție pentru protejarea intereselor de tip mafiot al lui Plahotniuc. Clanul acesta este, din păcate, destul de influent, poate cel mai influent în Republica Moldova, și Curtea Constituțională a căzut în genunchi în fața acestui oligarh de mai mult timp și asta se vede. Apropo de invocarea numelui domnului Panțărus, nu credeți că domnul Panțărus, dacă nu este membru Curții Europene de Drepturilor Omului, nu și-a păstrat relațiile acolo? Să nu uităm că la CEDO, primul judecător din partea Republicii Moldova a fost Panțărus. Nu putem exclude faptul că și acum acceptarea anume acestei candidaturi s-a bucurat și de o oarecare influență din partea lui Panțărus. Nu neapărat de bine. Înțelegeți dumneavoastră care e treaba. Să nu uităm că Mihai Ghimpo a fost cu Panțărul deputat în primul parlament. Relațiile acestea de cumătrii, de prietenii, de găști și așa mai departe sunt mai vechi. Nu trebuie să idealizăm nici CEDO. Știți care e mare problemă la CEDO? Acolo dacă pierzi un dosar, chiar dacă ai dreptate, nu mai ai unde plânge. Gata. Nu, să ajungi la CEDO și una la mână, doi. Să nu credem că la CEDO sunt cu toții sfinți. Și că oamenii care ajung acolo neapărat sunt cheie de biserică, indiscutabil, incriticabil și perfecți. Haideți să lăsăm treaba asta. Domnul Roșca, cu tot respectul, dar noi ca cei, și domnul Sarencu, iarăși ca jurist, sper să susțină acest lucru. Când vorbim de CEDO, chiar nu putem vorbi de influențe. Dacă și-a avut domnul Panțărul o anumită influență, eu cred că datorită poate chiar autorității lui și a unei prestații foarte bune și atunci opinia lui a fost luată ca atare, ca un specialist foarte bun. Dacă ar fi avut o reputație proastă, eu mă îndoiesc că cei colegii lui judecători de la CEDO l-ar fi ascultat. Iar, repet, în ceea ce privește judecătorii de la CEDO, păi chiar să nu aveți nicio îndoială că acolo deciziile se iau corect și așa cum scrie legea. Eu vreau să spun că numai Dumnezeu nu poate fi influențat de oameni. Un om poate fi influențat de alt om. Dumnezeu, da? Apoi, atunci, Și vorbiți dumneavoastră abstracțiuni de felul genul ăsta. Păi stați puțin, dați-mi voie să vă dau replica.
Cum adică cei de la CEDO nu pot fi influențați? Dar ce om nu poate fi influențat, în bine sau în rău? Una la mână. Doi. Dar cine a spus că dacă Panțăru a fost 10 sau 15 ani în urmă la CEDO, tot el prin găștile lui de acolo trebuie să-și promoveze prietenii și clienții? Cine a spus că este o persoană neapărat ireproșabilă? Vreți să vă spun ceva de Panțăru? Dacă Panțăru nu s-ar fi culcat sub Snegur, cum se spune la moldoveni, nu am fi avut dictatură prezidențială din 90. Cine i-a făcut lui Snegur legislația de să se cațăre astea deasupra Parlamentului? Nu Panțăru, și a fost răspătit să ajungă ambasador la ONU din partea Republicii Moldova, nici măcar neștiind limba engleză. El a lăsat cu sacrificarea unor persoane sau sacralizarea unor persoane dubioase. Lasă-l, domnule, că l-am văzut și Panțăru. Eu nu sacralizez pe domnul Panțăru. Eu am vorbit de CEDO. Și chiar, permiteți-mă să-mi susțin părerea că acolo sunt oameni care nu și-ar pune la îndoială reputația. Știți care e problema, domnul Catalu? Dacă Panțiru, de exemplu, că ăsta a ajuns în funcție de președinte a Curții Supreme de Justiție din cauza sau prin influența lui Plahotniuc. Dumneavoastră tot atât de onorat la... veți simți la, în cadrul acestei. Eu vorbesc de judecătorii CEDO și eu vă repet, acei oameni nu își vor pune la îndoială reputația pentru o înarecare Panțiru din Moldova. Acolo sunt oameni, așa cum am spus, care pentru un judecător francez sau olandez sau german, carieră la CEDO înseamnă, de fapt, încununarea unei cariere la juridice. Și pentru acel judecător nu se pune problema unor complicități. Omul ăla nu are nevoie de bani, nu are nevoie de influență. De asta există și această încredere în această Curte Europeană a Drepturilor Omului, și bine că există. Eu repet, să nu puneți la îndoială niciodată corectitudinea Curții Europene a Drepturilor Omului, pentru că greșiți. Bun, eu propun să trecem și la un alt subiect, pentru că este de actualitate. Cel cu privire la referendum și indecizia liderilor alianței. Pentru că se întâlnesc în secret. Textul privind modificarea Constituției este gata. Anunțul a fost făcut de liderul PLDM Vlad Filat imediat după ședința Consiliului Alianței pentru Integrare Europeană. Liderii alianței țin în secret ce prevederi din legea supremă vor fi schimbate. Taina va fi dezvăluită abia la prima ședință a Parlamentului din sesiunea primăvară-vară, care cel mai probabil va avea loc la 16 februarie. Vedem subiectul după care îl comentăm. Ceea ce ține de textul legii privind modificarea Constituției, aici compromisul putem spune că este realizat. Deci probleme la capitolul ăsta nu sunt. Organizarea referendumului constituțional, ori realizarea compromisului în Parlamentul Republicii Moldova, pentru ca cu cele 62 de voturi necomuniste să alegem președintele Republicii Moldova. O cale sau alta urmează să o parcurgem, însă președintele va fi ales. Nu trebuie depus carul în fața boilor. Fiecare proces are o logică. Haideți să urmăm această logică și această logică o să vă fie adusă cunoștințe dumneavoastră și întregii societăți, într-adevăr, într-un timp cel mai apropiat. Chiar și în aceste condiții, se pare că situația din alianță rămâne tensionantă. Liderul PL, Mihai Ghimpu, a plecat grăbit de la ședință cu jumătate de oră înainte de a se termina. Discutăm, n-a luat nicio hotărâre. Asta s-a abordat? Acest subiect? Eu am răspuns în parte. Ședința Consiliului AIA a durat aproximativ o oră și jumătate. Presa nu a fost informată despre locul și ora întrunirii. Supărați că jurnaliștii au venit, politicienii i-au ținut afară chiar dacă erau minus 12 grade frig. Și am să accentuez neapărat că echipa noastră de filmare a ajuns acolo după ce a aflat în secret de la persoane care sunt foarte apropiate unui partid din alianță că are loc această întrunire. Pot să vă spun precizez, foarte scurt. Este în secret. Și Hadârcă și Streleț au spus oare cine ne-au trădat. Asta, cel puțin fraza asta a răsunat atunci când... Pot să vă spun așa o opinie, dacă îmi permiteți, stimați colegi de studio, foarte scurt. În primul rând, eu sunt extrem de revoltat că trei lideri de partid se întâlnesc cu regularitate la reședința de stat. Dar cu ce ocazie? N-au sedii de partid? Ce discută ei acolo? A venit un oaspete din străinătate. Lasă să discute, domnul Roșca, despre spuse, referendum, nicio problemă, despre președinte. Eu cunosc foarte, foarte bine clădirea asta din interior. Cine dracu își permite să țină oamenii ăștia afară? Ce fel de comunicare, transparență, atitudine față de presă este din partea actualei guvernări? Holul ăsta este atât de încăpător acolo. Oamenii stau, ăștia care se cârdășesc acolo și fac înțelegeri secrete de cartel criminal. Presa n-a fost anunțată, domnul Roșca. Presa n-a fost anunțată că are loc această întrevedere. Dar parcă v-a tratat altfel această alianță pe 14 ianuarie, când a ținut presa vreo două ore și ceva afară și pe 15 au slobozit tâmpenii asta cu referendumul. Parcă altfel s-a tratat. Una la mână. Doi. Iarăși
Vedem și cu această ocazie că oamenii ăștia n-au luat lecția pe care o dau toți analiștii politici, toți oamenii cât de cât versați în materie de drept, că referendumul nu este constituțional, una la mână, că avem articolul 143, dacă nu mă înșel, cu două treimi și așa mai departe, dar mai este și altceva. Dacă oamenii ăștia insistă și nu înțeleg că referendumul poate fi pierdut ca cel din 2010, eu mă întreb care este interesul lor decât a trage de timp și a fura banii statului și a poporului în continuare. Pentru că un poate referendum... Poate își camuflează mesajul, nu, poate vorbesc despre niște schimbări în Constituție, dar de fapt vorbesc despre niște candidați la președinție acum și mă noi întreb. Nu știm. Haideți să ne întrebăm. Avem opoziția comunistă, foarte incomodă, ireconciliabilă, numiți-o cum vreți. Unde este gestul formal de comunicare între putere și opoziție? Domnilor comuniști, avem un proiect de lege de modificare a Constituției. Sunteți de acord? Nu suntem de acord. Ok, căutăm alte soluții. Și de comuniștii ce? Nu se comportă tocmai bine, nu, domnule Rușca, pentru că ei, de exemplu, anunță că ei nu vor veni la ședințele Parlamentului, că absolut tot ce face alianța este ilegal, nici această atitudine nu este una normală. Ce trebuia să se întâmple în loc de 15 ianuarie și în loc de ce s-a întâmplat ieri. O putere trebuie cel puțin să simuleze, dacă nu să încerce un dialog serios cu opoziția parlamentară. S-a încercat. O simulare. A fost. Înainte să propună comuniștii candidatura lui Talmaci. Și? Au simulat un dialog, alianța cu opoziția. Și când a venit cu Talmaci, ce a făcut? Au întrerupt procedura de alegere a șefului statului. S-a întâmplat după asta că în alta curte constituțională a anunțat decizia. Alegerile din decembrie au fost anulate. Pe 12 ianuarie a decis curtea ce a decis. A doua zi. Da. Iar pe 15 s-a anunțat despre referendum. Situația este foarte gravă, mai mult decât atât. O modificare de acest gen presupune tensionarea situației politice în continuare. Împărțirea Moldovei în două tabere. Ideal este ca regulile de joc să fie consimțite de toți jucătorii politici, cel puțin din Parlament. Domnilor, care este modelul constituțional? Prezidențială, semiprezidențială, parlamentară. Am agreat regulile de joc, am modificat Constituția și mergem și facem competiții electorale, post-electorale, de care vreți. Atâta timp cât situația este cum este, ne putem aștepta în cel mai bun caz, pentru cei din alianță, că vor veni comuniștii sau alții la guvernare și, domnule, hai să facem iar un referendum, că nu ne place Constituția. Iar legea fundamentală trebuie să fie cea mai stabilă normă legală într-o țară. Domnule Catană, cum vi s-a părut din declarațiile celor doi lideri, Filat și Lupu, s-au înțeles cu privire la referendum sau poate altceva ați înțeles dumneavoastră? Din câteva zile, analiștii cunosc că probabil PD și PL acceptă o anumită soluție. Problema este între domnul Ghimpo acum și domnul Dodon. Se insiste pe domnul Dodon, care are 3 voturi, dar să nu uităm că și domnul Ghimpre 12 voturi. Deci el rămâne important în această ecuație și discuțiile trebuie să aibă loc. Despre referendum sau despre alegerea președintelui? Referendumul o decide Curtea Constituțională. Există și un precedent, a avut loc pe această temă un referendum. De altfel, eu am avut ocazia să discut cu niște ziariști chiar din sate, prin nord, din raioane, din nordul Republicii Moldova și să știți că în pofida unor comentarii nu sunt chiar așa de anti-referendum. Ba mai mult, unii abia macină referendumul de 5 septembrie, abia au înțeles acum ce a însemnat acel referendum, că de fapt n-a fost unirea cu România, n-a fost un referendum pentru unirea cu România și vor de fapt un referendum, numai că de aici intervin nuanțele. Sigur că există această opțiune pentru un președinte ales de către cetățeni prin vot direct și aici este o problemă care trebuie discutată. Problema mai nu este serios. Dacă ne trebuie acum referendum sau nu, pentru că asta, bun, deja a divizat societatea. Eu spun și în felul următor, mediul de profesioniști, deci, juriști, problema analiști, are două dimensiuni. Politicieni. Deci, pe de o parte, trebuie rezolvată problema pe termen scurt, pentru că lucrurile, cu cât se întârzie, cu atât lucrurile, imaginea alianței are de pierdut și, de altfel, țin și eu să menționez că la capitolul comunicare, într-adevăr, stă foarte prost alianța, mai prost ca adversarii politici, dar în ceea ce privește problema de fond, eu cred că ei trebuie să aibă în vedere aceste două criza imediată, deci trebuie să găsească o soluție și cel mai bine în Parlament, iar referendumul trebuie să rămână o opțiune, pentru că în această Constituție trebuie intervenit, pentru că parcurs s-a intervenit și s-a intervenit cu schimbări aiurea și ele trebuie să refăcute și oricum va trebui să revenim la acest articol 78, pentru că chiar dacă se rezolvă acum criza prin alegerea președintelui, dacă de Dumnezeu, oricum vom reveni peste cât 2 sau 3 ani cât a mai rămas și iarăși vom avea aceeași probleme. Foarte optimist sunteți.
Domnule Susarenco. Nu știu, doar îi spun ipoteze. Domnule Susarenco. Problema abordată pot să fiu mai dur, fiindcă în prima problemă, ținând seama de faptul că am fost judecător, mă doare și nu pot chiar tare să o ating. Problema referendumului, eu am mai spus-o, această alianță nu este nicio alianță. Astea sunt o cărdășie, pot spun, de care s-au adunat acolo și trag sforile și nu știe cine să fie președintele Republicii Moldova. În primul rând, dintre ei, trei. Și apoi, dacă nu ei, măcar al lor. Eu așa consider. Doi. Eu am mai spus-o și cu alte, și asta este o convingere a mea și opinia mea, și-s bucuros că a coincis cu poziția Comisiei de la Veneția, că Constituția Republicii Moldova, așa cum a spus și domnul Roșca aici, că nu trebuie să fii mare jurist, constituționalist, ca să înțelegi, luând titlul 6 din Constituție, că nu poate fi supusă referendumului o modificare. Asta, eu, dacă vreți, mă duc la țară și adun 3 țărani, 8 clase și în 15 minute îi dumiresc. Că nu poate fi Constituția Republicii Moldova modificată prin referendum, fiindcă în însuși textul Constituției este scris cum se modifică. 3. Consider că actualul Parlament și actuala coaliție, și am mai spus-o, dacă ei sunt coaliții cu adevărat, și dacă îi împărtășesc ideile cu care ne-au mânjit ochii, cum spune la noi în sat, în campanie electorală, au 52 de voturi care să modifice sistemul electoral și să-l facă măcar pe jumătate din Parlament uninominal. Să-și aleagă țăranul deputatul său. Să știe că el se duce nu la Plohotniuc, sau la Iuc, sau la Altiuc. Filat, sau la Ac, sau la Gimpu, sau la Mânzu. El se duce la deputatul său. Domnul Susarenco, da. Noi trebuie să încheiem aici emisiunea, deși aș mai discuta cu plăcere. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră la ediția noastră specială. Doamnelor și domnilor, aveți la ora 13 jurnalul de știri prezentat de Lucia Roșca. O zi frumoasă să aveți. Toate bune!